Fake News. Isteria ciclonotornadei uraganice vijelioase, care ar fi trebuit să bântuie miercuri sud-estul țării, n-a fost să fie. Cu toată scremerea autorităților de a închide școlile, de a avertiza alarmist populația, vijelia s-a încăpățânat să lovească anemic în câteva localități din nordul județului. A fost mai degrabă o ploaie de vară care s-a manifestat cu grindină, trăznete și câțiva litri de apă de ploaie. Pentru cei cărora le plânge sufletelul după ciclon, ia luați dacirea ce s-ar fi întâmplat dacă Firea și El Nina n-ar fi închis școlile. Fake News.